Bine v-am regăsit! Trebuie să găsim azi împreună răspunsul la următoarea întrebare. Să ne gândim la un leagăn pentru copii. Dacă punem greutăți egale la capetele brațelor, vom avea echilibru indiferent. Asta înseamnă că leagănul va fi în echilibru în orice poziție. Iar dacă este inițial în poziție orizontală și îl scoatem din această poziție, el nu va reveni la poziția orizontală, ci va rămâne în noua poziție. Este deci în echilibru indiferent. Dar, deși brațul balanței se poate roti și el în jurul unei axe de la mijlocul lui, balanța se comportă diferit. Dacă am echilibrat talerele și o dezechilibrăm cu mâna, ea revine în poziție orizontală. Sigur, oscilează și ea câtva timp, dar se oprește atunci când brațul este în poziție orizontală. Este deci în echilibru stabil, spre deosebire de leagăn. Sau, dacă punem la un capăt al leagănului o greutate un pic mai mare decât cea din capătul celălalt, el se dezechilibrează și se tot duce, nu se oprește până când capătul mai greu lovește suprafața de sub el. Dar, din nou, balanța are o comportare diferită. Dacă punem pe un taler o greutate un pic mai mare decât pe celălalt, ea se dezechilibrează, dar se oprește într-o nouă poziție de echilibru, cu talerul mai greu, mai jos. Iar întrebarea este, de ce se comportă balanța diferit de leagăn? Vă avertizez că întrebarea este mai grea decât pare. Să vedem de ce. Să zicem că avem o tijă care se poate roti în jurul unei axe orizontale care trece prin centrul ei de masă, marcat cu roșu în desen. Este, de fapt, echivalentul micșorat al leagănului despre care am vorbit când am pus întrebarea. Să atârnăm de capetele tijei două talere. Oare am obținut o balanță? Efectul de rotație produs de o forță depinde de momentul forței respective față de axa de rotație. Iar momentul forței este produsul dintre forță și brațul ei. Brațul forței fiind distanța de la suportul forței, așa cum vedeți în desen, adică de la dreapta pe care se găsește forța, până la axa de rotație. Și acum vă rog să priviți ce se întâmplă dacă echilibrăm întâi tija noastră în poziție orizontală și apoi o scoatem din această poziție. Ambele brațe, A și B, ale greutăților de pe talere, se micșorează, dar rămân egale între ele. Ceea ce înseamnă că momentele celor două forțe rămân egale între ele, ceea ce mai înseamnă că avem echilibru și în noua poziție. Tija nu revine la poziția orizontală cum face o balanță. Se simte foarte bine și în această poziție. Și nici nu-și găsește o altă poziție de echilibru dacă mărim greutatea pe un taler, ci se duce până în poziție verticală. Deci nu avem o balanță. Am primit răspunsuri care explică echilibrul balanței prin existența acului indicator. Explicația ar fi în linii mari următoarea. Acul are evident greutate și când balanța se dezechilibrează, greutatea lui pe care o puteți vedea acum desenată cu albastru produce un moment care readuce balanța în poziție orizontală dacă a fost inițial în echilibru. Într-adevăr, acul produce acest efect, de aceea am acceptat ca răspuns corect și această explicație. Dar acul poate readuce balanța în poziție orizontală când aceasta este în echilibru, dar nu poate să creeze o nouă poziție de echilibru când balanța nu mai este echilibrată, decât în cazul în care greutățile de pe talere sunt comparabile cu greutatea lui, a acului. Adică numai în cazul în care balanța cântărește mase foarte mici. Ce se întâmplă dacă balanța cântărește mase de ordinul kilogramelor? Mai poate acul, care are doar câteva grame, să echilibreze o diferență de masă de, să zicem, 100 de grame? Nu, n-are cum. Ca să nu mai vorbim despre faptul că acul este opțional. De obicei doar balanțele de precizie au ac, dar balanța clasică
cu care se cântărea acum sute de ani prin piețe, nici măcar n-avea ac. Și dacă veți căuta fotografii de balanțe pe internet, veți vedea că cele mai multe nu au ac și au totuși proprietățile despre care am vorbit în întrebare. Alte răspunsuri au atras atenția asupra faptului că centrul de greutate al sistemului braț-talere trebuie să fie sub punctul de sprijin al brațului balanței, punct care este și centrul de rotație al brațului. Așa este, aceasta este o condiție necesară, dar nu este suficientă, deoarece, deși centrul de greutate al sistemului tijă-talere despre care am vorbit, reprezentat în desen cu un cerculeț albastru, se găsește sub punctul de sprijin al brațului, după cum ați văzut, echilibrul este indiferent. Deci, această condiție asigură echilibru, dar nu asigură echilibru stabil. Și atunci, ce trebuie să facem ca să avem o balanță? Ca să găsim condiția de echilibru stabil, vă rog să priviți acest desen. Avem din nou o tijă cu talere la capete, dar de data asta axa de rotație, cerculețul roșu, este deasupra ei. Mai puteți vedea și centrul de greutate al tijei, cerculețul alb, și centrul de greutate al sistemului braț-talere sau tijă-talere, cerculețul albastru. Să vedem ce se întâmplă dacă facem același lucru pe care l-am făcut cu prima tijă, adică o echilibrăm și apoi o înclinăm. Să zicem că tragem cu mâna de talerul din stânga în jos, așa cum vedeți în desen. Ce se întâmplă? Se întâmplă trei lucruri. 1. Deoarece axa de rotație este deasupra tijei, aceasta este obligată când se rotește să-și ridice centrul de greutate. 2. Brațul greutății de pe talerul care s-a ridicat, cel albastru, devine mai lung decât brațul greutății de pe talerul care a coborât, brațul desenat cu roșu. 3. Datorită modificării lungimii brațelor și poziției talerelor, centrul de greutate al sistemului tijă-talere se mută spre dreapta, nemai fiind sub axa de rotație, cerculețul desenat cu albastru. Aceste trei consecințe au ca efect revenirea tijei în poziția orizontală dacă o eliberăm. Deci această axă de rotație, desenată cu roșu, asigură un echilibru stabil. Acum avem o balanță. Modificarea lungimii brațelor explică de asemenea de ce balanța găsește o nouă poziție de echilibru dacă greutățile de pe talere nu mai sunt egale. Deoarece, prin înclinarea balanței, așa cum vedeți în desen, brațele greutăților de pe talere se modifică până când momentele celor două greutăți devin egale. Adică G1 ori B1 devine egal cu G2 ori B2, G1 și G2 fiind greutățile de pe talere, iar B1 și B2 fiind brațele lor. Dar, cred că veți spune, balanțele nu arată așa. Brațul nu se sprijină pe un punct aflat deasupra lui. Aveți dreptate. Să privim încă o dată desenul nostru și să ne întrebăm ce învățăm din acest desen. Că echilibrul stabil se obține dacă punctele de care sunt suspendate talerele sunt mai jos decât punctul pe care se sprijină brațul. Iar acest lucru se poate realiza și altfel. De pildă, dacă brațul are această formă sau dacă are această formă. Evident, am exagerat abaterea de la forma simplă de tijă, dar am făcut-o ca să puteți observa în aceste desene că și în aceste cazuri brațele talerelor devin inegale când balanța se înclină, ceea ce duce la realizarea unei stări de echilibru stabil. Acum, dacă știți acest lucru, puteți observa atunci când vedeți o balanță că, într-adevăr, punctele de care sunt prinse talerele sunt mai joase, atenție, uneori cu foarte puțin, decât punctul de sprijin al brațului balanței. Mai vreau să spun că există și alte metode pentru a obține echilibru stabil. Poate vom vorbi cu altă ocazie despre ele. Le mulțumesc tuturor celor care au trimis răspunsuri și au surprins măcar o parte din răspunsul corect.
Așa cum fac de obicei când analiza răspunsului se întinde mai mult în timp, vă voi pune o întrebare foarte scurtă, de data asta legată de geografie. Vedeți aici o hartă a distribuției cantității de apă pe care o aduce ploaia în diferite zone ale planetei noastre. O hartă a ploilor. Cu cât o zonă este mai albastră, cu atât cade mai mult apă în zona respectivă și cu cât este mai deschisă la culoare, mai albă, cade mai puțină apă. Vă rog să observați că zonele de deșert și zonele în care cad puține ploi, chiar dacă sunt suprafețe de ocean, deci acoperite de apă, zonele albe sunt distribuite simetric de o parte și de alta a ecuatorului. Ca să fie mai ușor de observat acest lucru, am dus două segmente roșii prin mijlocul acestor zone, situate, așa cum am spus, simetric de o parte și de alta a ecuatorului. Cele două segmente sunt situate cam la 30 de grade latitudine nordică, respectiv latitudine sudică. Dar n-ar trebui să fie cel mai uscat la ecuator, unde temperaturile sunt cele mai mari? Și întrebarea este ce determină această distribuție simetrică a zonelor uscate față de ecuator. Mulțumesc pentru atenție, pe săptămâna viitoare!